Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Darea de Seamă. Ne pregătim de un mare eveniment în Iași, un eveniment de toamnă la care participă oameni atât din orașul nostru, dar și din toată țara, din diverse zone ale României. Și mai exact este vorba despre un eveniment despre descoperirea culturii, despre socializare, despre vin. Până la urmă acesta este numitorul comun și Hai cu Pluta, căci așa se numește evenimentul, este organizat de către câteva persoane inimoase. În special vorbim despre organizatorul principal, Ivona Mardare, care este somelier și pe care o avem invitată în această seară alături de noi. Bună seara și bine ai revenit, Ivona, în platoul Iași TV Live. Bună seara, bine v-am regăsit. Știu că nu e prima ediție la acestui festival Hai cu Pluta, însă de fiecare dată se simte ca și cum poate ar fi, pentru că de fiecare dată e ceva diferit. De fiecare dată diferit. Avem emoții mari. Avem emoții de parcă ar fi prima ediție în fiecare an. Cum sunteți cu pregătirile? Că mai sunt câteva zile. Suntem bine. Încă avem lucruri pe care le putem face doar pe ultima sută de metri. Deci, fiind ultima săptămână, suntem așa un pic fugăriți de colo-colo, dar e foarte bine. Nu ne plângem. Da. Festival de vin, așadar. Acolo descoperim vinul, cultura unor țări, poate mai degrabă României. Da, avem vinuri, vom avea vinuri din toată țara, din toate zonele României, dar și din Republica Moldova, bineînțeles, din Italia. Avem un stand care va aduce vinuri din mai multe țări, și din Spania, din Franța, astfel încât să le cuprindem așa un pic pe toate. E un eveniment la care putem savura din toate vinurile? Sau e... Da, clar! Cu biletul pe care îl cumpărăm, pe care îl veți cumpăra, puteți savura din toate vinurile prezente la festival. Câteva sute de vinuri pot fi degustate în cele două zile, pe 26 și 27 octombrie. Cam câte vinuri vor fi sau câte tipuri de vinuri? Și că nu le-am numărat niciodată exact, să zic drept. Noi, impresă, câteva tot. Sute, dar nu am stat niciodată să le număr exact sau să contabilizez câte aduce X, câte aduce Y și să le... Știu doar că sunt câteva sute, dar chiar interesant exercițiu, ar trebui să-l facem odată. O să știm cât am... Exact, da. Testat. Da, da. Bun, e nevoie totuși să păstrăm un echilibru și în această perioadă de degustare pe parcursul a două zile de festival. Da, da. Cum ne sfătuiești să procedăm ca să ne și bucurăm, să și ținem minte despre ce a fost acolo? La fiecare stand există și noi le numim, sună cam urât, dar na, așa le numim scuipători. Deci nu este musai să înghițim vinul respectiv. Dar avem și alte preparate, avem brânzeturi, două standuri cu brânzeturi, sacuști, pâine, deci putem face pauză, ne revenim, apă, acolo în prețul biletului este inclusă și apa și putem să bem multă apă astfel încât să... Practic e și indicat să oprim din când în când. Da, să ne hidratăm, să... Nu. Să savurăm până să la urmă, bucurăm, să, da. Să rămână gustul cu noi și să nu trecem foarte repede de la un pahar la altul. Începem întâi cu spumantele, știi că am mai vorbit, vorbim mai de fiecare dată. Să luăm așa puțin. Treptat. Luăm spumantele, care sunt vinuri, deși ele au un volum alcool destul de mai scăzut față de celelalte, de, cum se spune, în popor, te iau de cap, știi? Adică imediat te zăpăcesc, trebuie avut grijă cu ele. După spumante facem o pauză, mai bem niște apă, mai degustăm niște brânzeturi, mai mâncăm o zacuscă, mai ieșim un pic afară și apoi iarăși începem cu vinurile albe. Așadar, ne ajung două zile ca să trecem prin multe dintre ele. Să nu ne grăbim în prima zi și e indicat să fim prezenți în ambele zile, e diferit cumva. Eu așa recomand, dacă mai ales pentru profesioniști și pentru cei care lucrează în domeniul Horeca, pentru cei care vând vinuri, e indicat să treacă prin toate. Dar cu măsură cumva. Bun, așadar, weekendul acesta, sâmbătă și duminică, evenimentul Hai cu Pluta, de la ce oră și unde va avea loc?
Deci 26-27 octombrie, în intervalul 12-20, la Agora, în Capăt Nicolina. Ce să zic? E un spațiu primitor. Știu, e un spațiu foarte mare, da. Un spațiu care are cam 1000 de metri pătrați. Deci avem loc. Va fi foarte bine. A fost și anul trecut. Cum a fost anul trecut? Anul trecut a fost frumos. A fost foarte, foarte bine. Chiar am avut emoții mari când am văzut prima dată spațiul ăla de la Agora. Am zis, ok, și acum cum fac eu să umplu acest spațiu cu oameni? Am avut emoții foarte mari, dar a fost bine. Oamenii vin pentru că este un eveniment frumos, vin oameni buni, discuțiile sunt foarte interesante, se face și networking de calitate și relaxat, cum spunem noi, adică nu e genul ăla de networking forțată, bună, eu sunt foarte relaxat. Natural. Natural, da, da, da. Și resc așa cumva. Anul trecut, cred că rețin, au fost peste 1000 de persoane la da, festival. Da, da, da. În jur de 2000. Chiar 2000, cred. De fapt, s-a dublat numărul de acum 2 ani. Da, cumva. Da, da, da. Și la ce te aștepți anul acesta? Anul ăsta mă aștept să fiți și mai mulți și mai buni. Mereu zic, să fiți mulți și buni. Și la fel, mă aștept să fie o atmosferă frumoasă, relaxată. Avem în plus 3 masterclass-uri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că pe lângă evenimentul în sine, separat, în altă sală, vor fi 3 prezentări. Una, prima de fapt, va fi cu brânză și vin, ținut de doamna Cristina Dumitrescu. Vine de la Suceava și ne prezintă foarte frumos. Apoi, următorul va fi duminică, despre sake. Cine este interesat de cultura japoneză poate să vină să deguste băutura lor tradițională. Apoi, ultimul va fi prezentarea ultimei game de la o cramă care participă cu stand acolo. Interesant. Bun. Și aici, cine ar putea participa? Oricine a împlinit 18 ani. Practic e un mod de a afla detalii amănunțite despre... Exact, exact. Brânzeturi, e mult mai restrâns, da, participă aproximativ 30 de oameni la fiecare din ele și e mult mai detaliat față de atunci când treci de la un stand la altul. Aici chiar reușești să asculți povestea. Cel de sake va fi prezentat de Silvia Ștefănucă, iar celălalt, ultimul masterclass, va fi doar cu vinuri, va fi prezentat de Cosmin Tudoran. Și toți sunt speakeri foarte buni, cu experiență, care oricum îți vor oferi niște momente foarte faine. Poate fi... Poate să participe cineva la fiecare dintre cele 3 masterclass-uri? Da, da, da. Ele sunt la ore diferite. Deci sâmbătă vom avea de la ora 2, după aia duminică de la 1 și următorul de la 4. Deci se poate participa la toate cine dorește, e binevenit. Așadar, putem plăti practic separat un bilet pentru masterclass? Da, pentru masterclass se achită separat biletul. Da, face toți banii. Adică, de exemplu, la sake, cred că este prima experiență de genul ăsta din orașul nostru. Prima dată când un somelier de sake ține o degustare cu sake. E clar diferit de ceea ce știm noi despre vinul din zona noastră europeană. Da, 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 cu siguranță. Da. Așadar, noi dacă venim la 12 până la 8, reușim să mergem treptat pe la fiecare stand și să înțelegem, vom putea sta de vorbă cu reprezentanții cramelor și să înțelegem câte ceva despre vin. Da. Chiar dacă suntem începători. Vom auzi multe povești. Fiecare cramă are poveștile ei, fiecare etichetă, fiecare gamă. Chiar sunt multe de povestit. Și indiferent dacă suntem începători sau puțin mai avansați. Da, nu are nicio importanță. Eu tot timpul le zic
oamenilor, veniți, chiar dacă nu vă pricepeți, dacă sunteți curioși să aflați mai multe despre vin, veniți, că acolo e momentul oportun. Și dacă sunteți mai timizi, nu e nicio problemă, că vă ascundeți așa printre cei care știu și nu mai știe nimeni. Cine știe, cine nu știe. Plus că important prima e să degustare. Vii acolo, să pui întrebări și vei pleca ce mai clar bogat. Că e despre multe informații acest festival, nu doar despre vin sau despre a consuma vin. Care sunt recomandările pentru cei care participă la festival? Să pună multe întrebări, să plece... Să vină curioși. Da, da, să vină curioși ca să poată pleca cu multe informații, da. Este un festival prin care promovăm cultura vinului, promovăm poveștile, promovăm cramele, promovăm vinurile românești și nu numai, după cum am zis, că fiecare țară are cultura sa și soiurile sale și așa mai departe. Deci le recomand să vină cât mai deschiși, să pună multe întrebări. Cum ziceam mai devreme, știi, să înceapă, există și o ordine a degustării vinurilor, să înceapă cu spumantele, apoi albe, apoi rozeuri, apoi roșii, iar la final vinurile dulci. Începem cu seci, demiseci, demidulci și dulci. Sunt fel și fel de recomandări pe și pe partea profesională, dar... Bun, așadar e bine că atunci când venim la festival să mergem la standuri de mai multe ori. Întâi pentru cele spumante, apoi revenim pentru da, cele cam așa funcționează. Nu mergem la un stand și începem cu spumant, terminăm cu roșu, da, la al doilea stand exact, începem cu spumant, exact. Terminăm nu cu roșu. Mergem la un stand să degustăm totul la acel stand, facem, le luăm pe rând. Uh-huh. Și pentru profesioniști, cum poate fi experiența festivalului? Mie îmi plac foarte mult acest tip de evenimente pentru că la mine nu reușesc să mă bucur așa mult, dar îmi place să merg la București sau în afara țării la alte festivaluri de vin, pentru că automat te întâlnești cu vinuri noi pe care tu mai departe să le recomanzi. Dacă ești somelier, dacă lucrezi într-un restaurant sau ești ospătar, nu trebuie să fii neapărat somelier, oricum te ocupi de vânzarea vinului. Și e bine să știi ce să recomanzi clientului, pentru că sunt care zic, aș vrea un vin mai aromat, aș vrea un vin mai nici prea sec, nici prea... Și atunci tu, dacă ai degustat tot ce ai în acel meniu, știi ce să recomanzi, sigur. Și merge foarte bine, e foarte bine pentru industrie, pentru Horeca și pentru industria vinului. Deci, pentru profesioniști, dragi ospătari, somelieri și de toți cei din domeniul Horeca, vă așteptăm cu mare drag, pentru că e important ca ei să fie acolo. E important și pentru, da, mai ales pentru că sunt consumatori care știu ce își doresc atunci când ies la o cină. Și... Da, dar sunt și care nu știu. Sau sunt iar care nu ospătarul știu. Trebuie să vină cu recomandarea corectă și potrivită pentru clientul respectiv. E mare lucru să poți să găsești un ospătar care să fie atât de bogat în informația despre vin. Le oferim această posibilitate prin acest tip de evenimente. Și apropo de acest subiect, cum vezi că stăm noi în Iași cu restaurantele, cu ospătarii la acest capitol în care să găsim și să fim încrezători că vom găsi un restaurant cu ospătari pregătiți din acest punct de vedere, să știm că ne recomandă ceva potrivit gustului nostru. Păi în Iași avem multe restaurante. Avem restaurante foarte bune, se mănâncă foarte bine, avem oameni pregătiți. Uneori pe partea de vin mai vin cu emoții, știi? Când au de vin își mai dau coate. Du-te tu la vin, că tu te pricepi mai bine, știi? Dar... E loc de învățat pentru mai mulți. Cu siguranță, da, da, da. Este și loc. E important să știe și proprietarii de restaurante, să-și trimită oamenii la cursuri. Noi invităm, noi chiar mergem săptămâna asta, de săptămâna trecută, de vreo două săptămâni, cred că am început să mergem în Horeca
și îi invităm, le povestim despre eveniment și insistăm ca ei să fie acolo măcar câțiva oameni, toată echipa nu se poate, că e weekend, e aglomerat, tu știi foarte bine, dar măcar cineva să fie acolo, un reprezentant de la fiecare restaurant. Din Iași, dar și din alte județele Moldovei. Da. Pentru că oricum... Exact. Și anul trecut au fost din toată Moldova, am auzit că au venit de la Galați, de la Focșani, de la Botoșani, Suceava. A fost chiar foarte bine. S-a poziționat destul de bine acest festival pe piața festivalurilor specifice din România. Unde crezi că va ajunge? Am lucrat foarte mult la el, încă se lucrează foarte mult. Am o echipă foarte frumoasă și cu o viziune bună și sănătoasă. Vrem să creștem, să în continuare, da, vrem să aducem crame, mai multe crame internaționale, pentru că el, noi deja îl numim Festival Internațional de Vin, dar vrem să aducem, să fie pentru partea asta de est a României un festival reprezentativ. Și să vină, de ce nu, din toată Europa vizitatori, dar și expozanți, pentru că piața este foarte bună, adică avem. Da. Iașul se dezvoltă foarte bine, asta vezi și tu, România a crescut foarte mult, avem un nivel de trai bun, se iese foarte mult în oraș, se consumă mult, deci... Și pe de altă parte, odată ce vin expozanți noi, află și aceștia despre vinurile noastre din România și apar alte oportunități peste granițe. Exact. De ce nu? Da. Sunt și străini care vin la festival, cei care poate locuiesc în Iași? Ce sunt naționalități? Și vizitatori, dar și expozanți din Italia. Dar și vizitatori, cine se nimerește, aud că se mai vorbește prin sală, ba italiană, ba engleză, n-am stat să-i întreb pe fiecare, dar cu siguranță sunt. Da. Cei care sunt cu vinuri din România, se și completează, practic, aceste tipuri de vin pe care le au. Mă refer la vinuri din Transilvania, vinuri din nordul țării, vinuri din sud. Ele sunt diferite, nu? Da, da, cu siguranță fiecare zonă este cu teroarul ei, cu povestea ei. Sunt soiuri care se dezvoltă mai bine, nu știu, în Transilvania, altele în Dobrogea, altele în partea de sud. Deci, de asta e bine să avem din toată țara. Putem exemplifica niște particularități din anumite zone de aici, de acolo, așa, în mare. De exemplu, în Transilvania avem vinuri albe foarte reușite, cum sunt și la noi, în Moldova, în partea de nord, da? Pentru că fiind un climat mai rece, avem aciditate mai mare și atunci vinurile albe au nevoie de o aciditate mai mare și au rezultate mai bune față de partea de sud a țării. În sud avem mai mult, dacă luăm dealul mare sau zona asta Drăgășani, avem vinuri roșii mai, cu rezultate mai, nu că mai bune, pentru că și noi în Iași avem vinuri roșii extraordinar de bune, dar au o, cum să zic, per total să zicem că e mai bună, mai potrivită partea de sud, da, pentru vinurile roșii și partea de nord pentru albe. Eventual se, la noi poate muncesc mai mult să obțină un gust. Exact, exact. Decât acolo e unde un pic e mai dificil la noi. Da. Și știu că am mai exemplificat foarte mult despre ce înseamnă vinul spumant, ce înseamnă Prosecco sau ce înseamnă șampania. Poate e bine să reamintim celor care sunt începători sau urmează să fie... Da, dar ei dacă vor veni la festival, cu siguranță vor afla că nu toate spumantele sunt Prosecco, pentru că este tendința asta să... Atunci când vedem bule, zicem Prosecco, pentru că a fost trendul ăsta cu Prosecco. Și sună mai bine, nu? Să nu-i mai spui sună spumant. Mai bine, da, dar Prosecco este cea băutură, este acel spumant obținut exclusiv în Italia, în
Veneto. Iarăși, când a fost trendul cu șampania, ziceau la toate spumantele șampanie, știi? Hai să bem o șampanie. Șampania este obținută doar în Franța, în partea de nord, în regiunea Champenoise, și printr-o anumită metodă, diferită de Prosecco. Sunt multe diferențe, iarăși dacă mergi în Spania, vei întâlni cava, da? Spumantul lor de top. Și așa mai departe. Sunt diferențe foarte mari între Prosecco, șampanie, cava, de la soiuri, de la regiune, țară, soiurile de struguri din care sunt obținute și așa mai departe. Iar noi ce avem? Noi ce avem spumante. Spumante obținute prin metoda tradițională și spumante obținute prin metoda Charmat. Două tipuri de spumante. Dar avem spumante foarte bune, foarte bune chiar. Adică e ceva ce, nu știu, trebuie să ținem cont atunci când alegem un prosecco sau un spumant sau o șampanie, în funcție de ce? Eu pot să zic când îl ai în pahar, știi? Te uiți în primul rând la bule și spumantul se servește în general într-un pahar un pic mai alungit, se numesc flut, dar în fine, sunt mai multe tipuri de pahare pentru spumante. Ei, și atunci când ai spumantul în pahar, observi bulele alea. Ei, cu cât ele sunt mai fine, mai numeroase și mai persistente, cu atât spumantul este mai de calitate. Se zice că ideal ar fi ca bulele alea să fie cât un vârf de ac. Adică abia să le... Da, da, da. Și multe, 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 multe. Cu cât sunt mai mari, cu atât nu mai e neapărat cel mai fin. Da, da, da. Și e nevoie să știm alături de ce anume să-l consumăm? Adică... În cazul festivalului, nu neapărat. Nu vom face acolo asocieri. Dar, în general, de exemplu, spumantele merg foarte bine cu orice fel de întreuri. Avem un somelier în România care a asociat spumantul cu slăninuța și a fost foarte controversată asocierea asta, dar e foarte mișto. Gândește-te că slănina fiind grasă, da, e simți așa. Simți că stinge cumva acolo. Da, curăță. Apoi iei spumantul și curăță tot. Deci e mișto. Bun, deci în principal asociem cu aperitive. Trebuie să fim deschiși în cazul asocierilor. Sunt multe... Să nu ne dea cineva peste mână, vezi că ai greșit, ai mâncat cu carnea, nu știu de care. Nu. În primul rând trebuie să simți. Avem și noi foarte multe surprize. De exemplu, e chestia asta că luăm culoarea cărnii și asociem cu culoarea vinului. Vinul alb îl asociem cu carne albă, vinul roze cu carne roz și vinul roșu cu carne roșie. Nu e chiar așa întotdeauna, depinde foarte mult cum e făcută carnea respectivă, ce sosuri s-au adăugat, dacă s-au adăugat, dacă nu e chiar, nu e foarte ușor. Și avem și noi surprize, de exemplu, e posibil să dai de un vin alb care se potrivește foarte bine chiar și cu vita. Da, nu există chiar așa multe reguli. Alea sunt de bază, dar mai departe... Bine, mai departe trebuie să fii puțin mai mult decât începător ca să-ți dai seama cum le simți. Echilibrul ăla eu cred că poate să-l simtă oricine. Da? Nu trebuie să rămână vin, nu trebuie să fie vinul foarte intens și nici mâncarea să acopere vinul. Ele trebuie să se îmbine foarte frumos pe papilele noastre gustative și eu cred că oamenii au gust, dar nu sunt atenți. Dar ne putem da cu toții seama. Adică să analizăm puțin, să ne oprim. Trebuie doar să fim un pic atenți, da, exact. Luăm o gură de vin, după aia degustăm preparatul, apoi mai luăm o gură de vin și vedem cum ce rămâne. Dacă, nu știu, câștigă preparatul, acoperă prea mult vinul, nu e ok. Dacă vinul acoperă prea mult preparatul, iarăși nu e ok. Ele trebuie să se îmbine perfect. De aceea e bine totuși să fim ghidați atunci când începem să analizăm Da, dar gusturi. Și ghidarea asta pornește de la atenția noastră, că putem să facem lucrul ăsta foarte bine acasă dacă suntem atenți. Nu, știi, hai, îmi torc și eu un vin, am și eu o bucată de nu știu ce, ok, perfect, da, fii un pic atent, da, fii un pic atent la ce simți, cum se îmbină cele două.
Da, e totuși o artă și dacă vrem să intrăm în profunzime, cu siguranță sunt multe de descoperit. Și despre ce mai putem descoperi o să vedem după o scurtă pauză de publicitate. Așadar, revenim cu informații despre vinuri, despre ce se va întâmpla la festivalul Haiku Pluta, Festival Internațional de Vin, în weekendul acesta care urmează. Așadar, revenim.